Stresul, metoda cubului. Vă prezint o resursă educațională deschisă pentru clasa 5 -a la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală. Ce observi în imagine? Bineînțeles că este vorba despre un cub, un cub rubic. Ce este acesta și cum îl poți folosi, cred că este un lucru pe care îl cunoști deja. Eu aș dori să-ți amintesc că jucându-te cu un astfel de cub, îți poți dezvolta inteligența și creativitatea, iar în momentele mai dificile pentru tine, îți poate diminua sau alunga o problemă cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi, și anume stresul. Și pentru că ne-am adus aminte de joc, îți propun acum să ne jucăm cu un cub. Acesta este unul diferit. El dorește să se desprindă dintre celelalte și te provoacă să răspunzi solicitărilor date. Pentru început, te rog să te gândești la un număr de la 1 la 6. E foarte probabil să alegeți mai mulți colegi același număr. Important este să îți reții numărul tău și să fii atent la ceea ce îți solicită alegerea acelui număr. Cu siguranță ești curios să afli care este solicitarea la care trebuie să răspunzi, în funcție de numărul ales de tine. Bineînțeles că te poți gândi și la celelalte provocări ale cubului meu. Răspunzând corect la sarcina dată, îți vei putea evalua cunoștințele pe care le ai despre stres sau le vei putea împărtăși colegilor strategii pentru a face față stresului. Fiecare dintre noi putem învăța astăzi lucruri utile pe care să le aplicăm în situațiile pe care le considerăm ca fiind stresante pentru noi. Răspunsul îl vei putea expune la finalul prezentării jocului. Dacă ai ales numărul 1, te invit să descrii reacțiile Anei. Ana este o elevă silitoare din clasa a cincea. Ea își petrece foarte mult timp studiind. Îi place să învețe la toate materiile și este mereu atentă la profesori. Acum învață în online. Azi de dimineață, după ce a deschis laptopul, Ana a observat că nu are conexiune la internet pentru a intra la ore. Sunând-o pe mama ei, află că, datorită faptului că nu a reușit să achite factura, timp de o săptămână nu va putea intra la activitățile din online. Cu siguranță, Ana evaluează această situație ca fiind una stresantă pentru ea. Dacă dorești, poți ca descrierea reacțiilor la stres ale Anei să o însoțești de mimica și gesturile pe care crezi că le are Ana în această situație. Cine a ales numărul 2? Acesta îți propune să compari o situație pe care o consider ca fiind stresantă una pe care o consider ca fiind relaxantă. Poți face referire la emoții, simptome sau reacții avute în urma fiecărei situații exemplificate. Dacă te-ai gândit la numărul 3, te rog să analizezi imaginea și să stabilești cum evaluează persoana din fotografie situația în fața căreia se află. Este o situație stresantă sau nu? Te rog să oferi argumente pentru răspunsul tău. Numărul 4 te invită la o asociere a unor comportamente alternative stresului, adică prezentarea unor modalități care te ajută să reduci sau chiar să elimini stresul. Tu ce astfel de strategii folosești? Știind că stresul pe termen îndelungat ne afectează sănătatea, dacă ai ales numărul 5, ai recomandarea de a aplica mesaje de înlăturare a stresului. Te rog să expui cel puțin două astfel de mesaje pe care le-ai recomanda colegilor tăi să le aplice pentru a reduce stresul. Dacă te-ai gândit la cel mai mare număr de puncte posibile de pe un cub, adică la numărul 6, te rog să aduci argumente prin care să-i convingi și pe colegii tăi că stresul poate fi diminuat. Acum le poți împărtăși colegilor răspunsurile la solicitarea ta. Veți răspunde pe rând în funcție de numărul ales. Te încurajez să le spui colegilor și dirigintelui ceea ce ai învățat azi sau ceea ce ai reținut de la colegii tăi în urma acestui joc. La final, pentru a întări toate răspunsurile tale la solicitările propuse de fațetele cubului dat, te invit să faci un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ridici un pahar pe jumătate plin cu apă. Dacă te întreb cât de greu este, probabil răspunsul tău ar fi: Este ușor. Așa este. Dar ceea ce ne interesează acum nu este greutatea paharului, ci perioada de timp în care îl ții în mână. Dacă îl ții câteva secunde, este ușor. Dacă îl ții în mână timp de o oră, brațul te va durea. Dacă îl păstrezi o zi, brațul tău cu siguranță va amorți. În oricare dintre cazuri, greutatea paharului nu se schimbă, dar cu cât îl ții mai mult, cu atât mai greu va deveni. Același lucru se întâmplă și cu stresul și cu grijile din viața noastră. Este important să-ți amintești să renunți la griji cât mai devreme cu putință. Nu le păstra cu tine de dimineața până seara. Amintește-ți să lași jos paharul.